Așa. Bună ziua și bine v-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Deci mulțumesc că tu și-am pierdut la de matematică. Cineva șterge tabla, mama șterge tabla. Eu spun că de ta mână, tu ești gata să anunți problema. Poftim, te rog, pornim la treabă. În triunghiul dreptunghi ABC, măsura lui A de 90. În ipoteză, avem triunghiul ABC, în paranteză, măsura lui A. Așa mi-e zis. Egal de 90 de grade. Lui A, egal cu 90 de grade. Se duce mediana AM. Deci AM. Media. Și mă aparține lui BK. AM sau AN? M. M. Așa. Mă aparține lui BK. Se ducă, da? M aparține lui BC. Și MN perpendiculară pe AC. MN perpendiculară pe AC. Cu N aparține lui AC. Cu virgulă N aparține lui AC. MP perpendiculară pe AB. M și P aparține lui AB. Perpendiculară pe AB și că P. P aparține lui AB. AB. Asta e fundul de ipoteză. În concluzie, BC este egal cu 2 până. BC 2 până. Da? Da. Asta. Deci este vorba de un triunghi dreptunghic, ai zis, da, nu? Uite așa. Avem și instrumente. Deci triunghiul ABC. A, B, C, lângă A, B, C. Cum ai făcut? Eu l-am pus pe ajor și am întors triunghiul. Deci, totdeauna se desenează așa triunghiul, cu vârful unghiului în sus, că arată mult mai bine. Tu n-ai un echip la tine acolo? Eu vei te desenează după mine, deci o dată. Deci, vă spun cum a fost unghiul. Da. Uite, așa. Da. Uite, așa. Da. Așa, unghiul în sus. Uite, da? Te să dă triunghiul ABC, eu am evitat să fii isoscel. Adică B nu am luat egal cu AC. Sper că și tu ai făcut același lucru, da? Da. Laturi diferite. AB și AC. Nu fie un triunghi dreptunghic isoscel. Nu. Așa. Și zice ce mai departe? M, A, M, median. Ce înseamnă A, M, mediană? Mediana unește vârful cu mijlocul. Mediana unește vârful cu mijlocul. Deci mijlocul lui BC. Căutăm mijlocul și unem pe A cu M. A, M, mediană. Mai departe. Deci A, M, mediană. Bine. Ce spune mai departe? Mână perpendiculară pe AC. Mână perpendiculară pe AC. Cum fac asta? Deci, duc din cine? Din M, perpendiculară pe AC. Adică, aici, când mă duc, trebuie să fie exact perpendiculară. Aici, să zicem cine? Ce să spune? M. A zis, da? Da. Mână perpendiculară pe AC. MP perpendiculară pe AB. Da. MP perpendiculară pe AB. MP perpendiculară pe AB. Deci aici perpendiculară și aici perpendiculară. Să arate că? Să arate că BC e egal cu 2 până. BC, toată asta, e de 2 ori până. Rezolvă.
Să ne facem un plan de lucru, să vedem cum vom arăta că mână e jumătate din BC sau BC e dublul în mână. Până. Până, da? Până să fie dublu sau jumătate din BC, mai bine. Da. E de parcă aș spune că LP cu cine este egal? Cu AM. Cu A, M. De unde ai putea să spui că A, M e cât NP? Dar de ce te-ai gândit că NP să fie cât A, M? Ce ai avut în minte? Eu văd că trebuie să demonstrez că A, N, M, P este paralelogram. A, N, M, P. A, N, M, P e paralelogram. Da. Ca să fie paralelogram, ce ar trebui să arăți? Dar la ce-ți folosești? La ce-ți folosești ție? Ales că-i paralelogram, să zici, cam arăți. Păi pe asemenea că diagonalele se înjumătățesc. Care sunt diagonalele? AM și până. Dar nu știu că se înjumătățesc aici. Nu am nimic în ipoteză. Păi dacă arăt că este paralelogram? Dacă arăți că este paralelogram, ce ar trebui să arăți ca să fie paralelogram? Care e definiția paralelogramului? Paralelogramul are două laturi opuse. Două laturi opuse. Păi orice patru latere acolo puteți, nu numai paralelogramul. Cum sunt laturile opuse? S-au pus să arăt chestii direct de dreptunghi. Păi să arăt colo-colo și pe mine mă plimb și nu ducem la capăt. Hai să ne propunem paralelogram să fie, să ducem ideea până la capăt. Ce ar însemna pentru paralelogram? Definiția paralelogramului, ce spune? E patru lateri? Cu două laturi opuse. Două laturi opuse. Două laturi opuse. Da. Păi ce, nu orice patru lateri convex, pot să gândesc laturi opuse. Că ăsta două laturi opuse și ăsta două opuse. Nu e o definiție asta. Este paralelogramul este patru laterul cu laturile opuse paralele două câte două. Laturile opuse paralele două câte două. Deci, în definiția, când ai zis definiția paralelogramului, înseamnă așa. Patru laterul în care laturile opuse sunt paralele două câte două. Adică asta e paralelă cu asta și asta e paralelă cu cealaltă. Deci, asta e definiția. Uite, definiție. Definiție. Paralelogramul, liniuță. Da? Paralelogramul, liniuță. Patru laterul care are laturile opuse paralele două câte două. Laturile opuse, paralele, două pe două. Acum, definiție echivalente. Ca să, în loc să arat laturile opuse sunt paralele, două pe două, același lucru este cu alte definiții. Deci notăm de desubt definiții echivalente. Definiții echivalente. Adică, același lucru înseamnă. Una din definiții. Știi vreuna? Acela paralelogram. Da. Păi, unghiile sunt suplimentare. Adică, unghiile formă, toate unghiile formă să unghiile astfel de jigare. Unghiurile, cum ai zis? Unghiurile sunt suplimentare. Unghiurile sunt suplimentare? Așa asta e atât de vag. Care unghiuri sunt suplimentare? Cele adiacente. Ce înseamnă adiacente? Unghiurile opuse sunt suplimentare. Nu, dar am făcut anul trecut unghiuri adiacente. Da. Și acum, când zici unghiurile opuse, e altceva. Și nu sunt suplimentare unghiurile opuse. Într-un paralelogram. Deci, într-un paralelogram care are laturi opuse două câte două paralele. Deci asta cu asta paralelă și asta cu asta la altă paralelă. Asta e definiția. Da.
Ce mai știm este că, exact ca și definiția, acele proprietăți ale paralelogramului, de fapt, sunt definiții echivalente. Într-un paralelogram, unghiurile opuse, așa, sunt congruente. Adică ăsta cu ăsta congruent și ăsta cu ăsta congruent. Deci unghiurile opuse sunt congruente. Da? Notează-ți definiția că 1. Unghiurile opuse sunt congruente. 2. A doua. Unghiurile alăturate fiecărei laturi, adică vezi, dacă notezi A, B, C, D, A, B, C, D, pentru A, B, unghiurile acestea, unghiul A și unghiul B fac 180 de grade. Deci unghiurile alăturate, laturi alăturate, e bine spus așa, sunt suplimentare. Pentru fiecare latură. Și B cu C fac 180 de grade, și C cu D fac 180 de grade, și A cu D fac 180 de grade. Deci a doua, asta unghiul de alăturate aceleași laturi, alăturate oricărei laturi, sunt suplimentare. Suplimentare. Sunt suplimentare, da? Suplimentare. O altă proprietate. Diagonale se înjumătățesc. 3. Deci a treia proprietate, diagonale se înjumătățesc. Sunt toate scrise acolo. Eu asta vreau să spun. Noi acum pierdem niște timp foarte importanți. Deci toate proprietățile, toate sunt date acolo. Și tu trebuie să le știi, din păcate. Deci când vorbim de paralelogram, unde este paralelogram? Laturile opuse congruente în loc de două. Două laturi opuse paralele și congruente. Unghiurile opuse congruente. Oricare două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Și diagonalele sale se par în segmente congruente. Diagonalele se înjumătățesc. Da? Diagonalele se înjumătățesc. Asta spun. Astea sunt și făcute de mine în urmă. Dacă te-ai pus prin lecțiile din anul trecut, nu de acum 2 ani, din clasa a 7-a, când era luna și toate așa, știți bine că aveam oră de oră acolo. Zi de zi, aveam o zi pierdută. Și sunt acolo, toate făcute. Acum este un timp pierdut. Sigur, nici mie nu mi-e la îndemână să trec mai departe, când acum dacă eu trec și fac chestiile astea, problemele acestea, nu se agață deloc. Iar profesorul din mine nu are voie să poate să poartă discuția fără să mă am de ce mă înveța. Iată-ne că suntem în situația, eu am avut impresia că s-a pornit geometria și merge geometria, dar suntem în situația în care trebuie să vedem clar niște lucruri. Deci geometria trebuie pornită, nu-i joacă, nu-i joacă. Haide să ne vedem. Sunt acele toate proprietățile, dar acele se și demonstrează. Deci plecând de la faptul că diagonalele, de la faptul că laturile opuse sunt paralele două câte două și dacă asta e paralelă cu asta, uite, așa, și asta e secantă, apare aici situația aceea în care îmi propun eu să zic, să arăt că unghiurile sunt alăturate, sunt de 180 grade. Unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici, din cauza că acestea apar drept alternii interne, da? Tăiate de o secantă, deci apar alterne, alternează de o parte și alternele interne și cu vecinul său, că asta a fost pus în prelungire, fac 180 grade. Iată cum am arătat că suma unghiurilor alăturate unei laturi fac 180 grade. Până să arăt că într-un paralelogram diagonalele se înjumătățesc. Păi, nu-mi rămâne decât să iau un triunghi, să zicem, triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta. Cele două triunghiuri au. Pentru prima întâlnire noastră. Ce au? Deci e congruent cu AB. Deci unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Da, BC congruent cu AB. Ăsta de aici și cu ăsta de aici. Adică unul cu unul de aici, fiindcă apar astea paralele tăiate de o secantă, apar alterne interne. La fel, unghiul 2 de aici cu 2 de aici. Da?
fiind din nou trebuie să cam dar termini interne și mai au latura asta e cât asta, ne-am zis numai paralele, dar putem demonstra că sunt și congruente. Da? Sunt laturile opuse și sunt și congruente. Și atunci latura asta și cu asta congruente, unghiul de astea am spus 2, 2, 1, 1, și atunci triunghiul ăsta e cât ăsta și înseamnă că și latura asta e cât asta, latura asta e cât asta, triunghiul fiind. Și de aici, deci toate acestea trebuie ca niște probleme rezolvate. Sunt, repet, făcute pe internet foarte atent de mine la momentul potrivit, atunci când am făcut chestia aceea, în clasa 7. Dacă mă întorc acum, vezi, în figura asta care o avem aici, noi trebuie să arătăm că în mână de două ori cât cerem. E de două ori cât cerem. Dar nu putem, asta este concluzia. Însă, trebuie să vedem mai degrabă, mi s-a dat amă mediană, nu degeaba. Mi s-a dat unghiul ăla din ordinare. Ce-o fi vrut autorul? Păi, într-un dreptunghi, unghiul la 90 grade. Dar nu știu unde-i dreptunghiul. Păi, din imagine așa iese. O secundă. Hai să vedem. De ce a dat el unghiul ăsta din ordinare și tu mă zici, duci și mediana, aia e. Păi, mediana. Zi. Unește vor cu mijlocul. De acord. Dar ce știi tu de mediana dintr-un triunghi A, B, C? Într-un triunghi dreptunghic, mediana? Este o linie importantă. O linie importantă, așa este. Dacă valoare, mediana este jumătate din ipotenuză. Pentru că, dragule, uite, dacă eu mai merg încă o dată ca pe atâta, cât a fost ea, mai merg încă o dată ca pe atâta, se obține un punct aici, simetricul, se cheamă ăsta, simetricul ăla față de M, că merge încă exact ca lungimii cât este aici, AM și MP, asta de aici. Și ce să vezi, patrulaterul ăsta care se formează, deci patrulaterul ăsta care se formează, în care asta e cât asta, fiindcă am unit acum, M este la mijlocul BC. Și patrulaterul acesta în care s-a întâmplat prelungirea făcută de noi, se întâmplă să aibă diagonala CB și cu M, P, se înjumătățesc. Și dacă se înjumătățesc, figura e pantagram. Da, adică dacă noi arătăm că AM este congruent cu MP, rezultă că MP este jumătate din CB. Păi da. Deci eu acum ți-am arătat de ce mediana e jumătate din ipotenuză. Se cheamă ipotenuză asta, nu? Deci într-un triunghi dreptunghi, dacă te întreabă de cineva într-un triunghi dreptunghi, mediana e jumătate din ipotenuză. Din ce motiv? Și răspunsul este, dacă ducem simetricul, obținem figura asta care e paralelogram, dar paralelogramul cu unui drept devine dreptunghi și atunci diagonalele A, P și cu C, P, numai în dreptunghi sunt egale. Da. În paralelogramul sunt egale. Și atunci, e clar, din clipa asta în care toată A, P e cât C, B, înseamnă că de două ori A, M e cât C, B, adică A, M e jumătate din C, B. Mediana e jumătate din ipotenuză. Notează chestia asta. Deci, într-un triunghi dreptunghic, mediana este jumătate din ipotenuză. Acum, în triunghiul ăsta care s-a format A, M, C, da. Din ce spune autorul? Mediană dusă, care e jumătate din ipotenuză, ce fel de triunghi este A, M, C? Păi, este echilateral. Nu știu să fie echilateral. Când ar fi echilateral? Toate laturile sunt egale. Dar în mod sigur este înainte... Da? De ce este isoscel? Pentru că CM... este jumătate. CM este congruent cu AM. Sigur că da. Și CM și MB e cât AM. Deci, practic, numai într-un triunghi dreptunghic, când ducem mediana, se formează două triunghiuri isoscele. AMC și AMB. Totdeauna. Dacă cumva se întâmplă ca asta să fie de 60 de grade,
atunci triunghiul isoscel, care are un unghi și aligat, devine echilateral. Să ne întoarcem. Deci, vezi, nu puteți ne apucăm de problemă fără să știm foarte bine ipoteza. Nimic nu dă autor. Este cel mai zgârcit în informații. El dă minim necesar ca să poți să te descurci în problema. Și anume, triunghi dreptunghic, nu degeaba. Am o mediană. Numai în triunghi dreptunghic mediană jumătate din ipoteză. Și în triunghi dreptunghic am... Oare ce-o fi A, N, M, P? Ce-o fi? Dreptunghi. Dreptunghi. Din ce motive? Ai tu motive? Pentru că A are 90 de grade. N, M și A sunt paralele. N, M și A, P sunt paralele? Da. Din ce motiv? Că v-a zis atât autorul. Ducem perpendiculara din M pe A, C. Ce te face să spui că nu e paralel cu A? Nu există informația asta. Să spui lecție, nu dacă iau o secantă. Pe cine spui o secantă? Pe? Până. P? Nu. Până. Până. Pentru ce paralele? A, P și N. Nu uita că am dus perpendicular aici. Am dus perpendicular. Poate asta trebuie valorificat. Pe formatul de 90 grade. E, atunci... Înseamnă că la alte două drepte să te duci. Tu ce îți propui să arăți? Că figura asta este un? Dreptunghi. Dreptunghi. Mai întâi să fii paralelogram. Da. Și pe urmă, paralelogramul cu un drept devine dreptunghi. Da. El este... Avem șansă că avem un drept. Da. Dar cum arăți că asta e paralelă cu asta? Pentru aceste două drepte pe care vreți să le arăți că se pară. Îți trebuie și o secantă. Dar ce secantă să iei tu? Ori. Ceva dată din ipoteză. Până. Pă-mă. Pă-mă. Deci pentru aceste două drepte, tu spui așa, pentru a da că-s paralele, iei secanta pă-mă. Da. Ei, ce poți să spui despre secanta asta? Detalii. Nu, secanta asta are taie pe asta. Da. Păi pot să spun că unghiul BPM este congruent cu B, nu, MBP. Care? BPM. Este congruent cu PMN. Cu PMN. PMN. Din ce motiv? Formează unghi de 90 grade. Aici da, dar aici nu știu. Când mi-a spus autorul. Uite, trebuia să le iei pe astea două. Deci pentru paralelismul ăsta, fiindcă am dus perpendicular așa, tu vrei să arăți paralelismul ăsta. Da. Și atunci îți trebuie o secantă. Nu secanta asta a fost indicată, ci secanta asta. Că în clipa în care te oprești la cele două drepte... Cu fiecare un 90 de grade. În care avem secanta așa, am acest unghi de 90 grade din ipoteză, da. L-am și pe ăsta că am dus noi, tot așa. Ce fel de unghiuri devin acestea pentru cele două drepte și tăia de secanta asta? Ce fel de unghiuri devin? Cum se cheamă? Alterne. Nu alterne deasupra. Nu. Nu alterne interne, nu alterne externe. Corespondente. Ele corespund de aceeași parte a secantei. Nu alternează de o parte și de alta. Sunt de aceeași parte. Sunt aici și aici. Da. Sunt unghiuri corespondente. Corespund, nu? Da. Față de această secantă, de aceeași parte. Da. Și ele sunt egale. Și când se întâmplă, ca să ai două drepte, deci două drepte. Paralele. Nu-s paralele. Două drepte. Uite așa, două drepte. Nu le-am dus paralel, zic că ăsta e greu. Dar atunci o secantă. Da. Și dacă se întâmplă să găsești din perichile de unghiuri, cum se cheamă ăsta? Ăsta și cu ăsta. Externe. Alterne. Păi mai curaj. Alterne externe. Alternează de o parte și de alta și externe. Alterne externe. Da.
1 cu 1. 2 cu 2, 1 cu, hai să zic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Da. Deci 1 cu 8 alterne externe. Alterne externe. Alte perechi de unghiuri. 2 cu 7 alterne externe, 3 cu 6 alterne interne, 4 cu 5 alterne interne, 2 cu 7 corespondente, 1 cu 8 corespondente. Deci totdeauna, două drepte, la întâmplare, tăiate de o secapte, formează perechi de unghiuri, 4 perechi, da? 4 perechi de unghiuri, care se poartă numele. 1 cu 8. Alterne? Alterne externe. 2 cu 7 alterne externe, 4 cu 5 alterne interne, 3 cu 6 alterne interne și 2 cu 7 alterne corespondente. Dacă se întâmplă ca o pereche, să fie congruent. Le obligă pe cele două să fie paralele. Dacă o pereche. Și celelalte perechi vor fi. Deci din cele 4 perechi, din cele 4 perechi de unghiuri, dacă tu ai motive să spui că două sunt o pereche din cele patru, o singură pereche, sunt congruente, le-ai făcut și pe celelalte să fie toate unghiuri. Păi la M și A sunt corespondente. Deci N-ul și A de aici sunt unghiuri corespondente. Da. Adică și corespondente și celelalte. Și congruente. Congruente. Esențial. Că pot să fie dreptele așa, așa, pot să fie așa. Da? Ele tot unghiuri alterne, interne, alterne se corespund. Dar nu sunt congruente. Dacă însă din problemă ai șanse să, din ipoteză să spui că sunt și congruente, chiar de corespondente și congruente, acele două drepte A, P sau A, B și cu N, M, cum sunt cele două drepte? Paralele. Sunt paralele. Iată că nu degeaba a spus autorul și perpendicular. Nu degeaba ne-a dat unghiul 90 de grade. Ne-a lăsat pe noi să vedem, pe simțim noi cele două drepte și să asta drept secantă. Să le prindem pe cele două unghiuri ca fiind corespondente și congruent și atunci asta de aici. Și să arătăm că NA este paralelă cu NP. Da, cum? Luăm AP. Deci astea două sunt paralele. Da. Secanta AP. Așa. Deci pe cine luăm încă? Pe AP. A, NA, NA, ca să arătăm că ei sunt paralele. NA. NA, da. Și secanta AP. Păi, dăm cele două drepte. Care să fie cele două drepte? Păi, paralele sunt NA și NP. Vreau să arăt, nu sunt paralele. Vreau să arăt că NA și cu MP sunt paralele, nu celelalte două paralele. Cu astea am arătat că sunt paralele. Vreau să arăt și astea că sunt paralele. Ca să arăt pentru a... O să mă trebuiați cu secantă. Îmi trebuie o secantă. Și ce secantă? AP. AP. Pentru că au două unghiuri corespondente. Asta. Care sunt congruente și rezultă... Și le obligă pe cele două să fie paralele. Cum am arătat aici, să arătă prin simetrie și în partea asta. Da. Și acum patrulatelul, după ce am acționat așa, și iată cum am folosit, că se dă unghii nouă ridicate, că am dus noi în perpendiculare, am dus pe perpendiculare, deci unghii nouă ridicate, unghii nouă ridicate, am folosit. Nu degeaba. Acum, patrulatelul ăsta, ce este el dacă la asta e paralel cu asta și asta e paralel cu asta? Ce este patrulatelul ăsta? Este dreptunghi. Nu, e definiție. Paralelogram. Paralelogram. Și acum trebuie să arătăm dacă toate unghiurile au 90. Nu toate. Un singur, într-un paralelogram, dacă se întâmplă un singur unghi. Să aibă 90 de grade, acesta este dreptunghi. Și noi știm că măsura unghiului este de 90 de grade. Și din aceste două relații știm că... Deci de ce e suficient, să fie un singur unghi? Paralelogramul cu unghi drept este paralelogram. Deci, din ce motiv? De unde ajungi tu la concluzia că toate sunt de 9 de grade? Dacă ai cineva, spune. Păi după ce am arătat că... Nu, ai atâta informația. Paralelogram. Da. Și ai unul drept. De la aici pleci. Nu mai ții cont de ce mai dă în ipoteză. Păi da. Păi da, noi o să știm că a spus că când am tras secantă, unghiurile sunt concurente. Toate o să fie concurente. Numai. Deci, tu ai paralelogram. Da. Tu ai atâta, ideea, e paralelogram.
Da. Și știi că ai doar unicul ăsta din 90 grade. Da. De ce îl faci dreptunghi? De ce nu întoarce să-l faci dreptunghi? Doar atâta, știi, că nu-s singur unghi. Când că unghiul adunat era numai de 180 grade. Care adunate? A cu D. A cu D. Asta e. Și cum ăsta e 90 și cu ăsta îl fac. Da. Și-l oblig și pe ăsta să fie 90. Și cum știa că așa... Cum ai ajuns? Că ai zis parte din unghiul 90 grade. Pentru că ar fi A plus ar trebui să dea 90. Îl obligă pe asta să fie 90. A plus B ar trebui să dea 90, îl obligă și pe B să fie 90. Și B plus C trebuie să fie 90, așa că îl obligă pe C să fie 90. Și D plus... Sau altfel spus, din clipa în care A-ul D-ul e de 90 și opusul său. Da. Știm că într-un paralelogram unghiile opuse sunt congruente. Dacă A-ul e de 90 și C-ul este de 90. Vezi? Vezi cum totul merge, curge, dacă știm toate lucrurile. Așa, dar să ne întoarcem aici. Am arătat că ăsta e dreptunghi. Da. Am muncit. Da. Dacă am arătat că e dreptunghi, putem să... Ne întoarcem și la dreptunghi. Ce lucru știm? Pe la dreptunghi știm că toate unghiile au 90 de grade. AP este congruent. Asta e și definiția. Da. Paragramul cu unghi. AP congruent cu NM. A, P, congruent cu NM. Asta e și paralogram. Deci toate proprietățile la paralogram se reiau. Da. Ce este impus la dreptul? Toate îmi vreau 90 de grade. Păi, toate au cât definiția. Și unghiurile sunt suplimentare. Păi sunt și la paralogram. Nou, la paralogram, la dreptunghi este că diagonalele sunt egale. Deci noutatea. Față de paralogram. Ah, pe aia atunci să termina problema. Dacă am învățat asta. Pentru că ar fi că AM este congruent cu MP. Noi știm că AM este mediană. Mediana în triunghi este jumătate din CB. Ne trebuie să arătăm că 2PN este egal cu BC. Dacă știm că MNP este congruent cu AM, rezultă că CB este egal cu 2NP. Vezi? Da, mai gata. A fost drumul lung? Spune-mi etapele. Concret. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 în demonstrație. Înainte de a începe să redactăm, vreau să văd de la tine cum, care au fost etapele pe care trebuie să le parcurgi. Definiții echivalente ale programului. Deci trebuia să știm tot despre program. Da. Deci în prima etapă ce am arătat mai clar? Că A pe NM este paralelogram. Asta e. Deci prima etapă, 1, A pe NM e paralelogram. Apoi, etapa a doua. Paralel cu AP. Nu, păi când am arătat paralelogramul, chiar la asta am muncit. Da. Cum am arătat, rămâne o problemă. Păi am arătat că AP NM este dreptunghi. Așa. AP NM. Adică ce am arătat? Are unghiul A de 90 grade, măsura lui A. Da. Egal 90 de grade. Și asta înseamnă paralelogramul cu un unghi drept. Da. A, P, N. M. A, P, M, N. A, P, M, N. Așa. Dreptunghi. Păi am arătat că AM este congruent cu... Nu, nu. Într-un dreptunghi, ca și dreptunghi, consecință... Diagonalele sunt congruente. Adică AM, segmentul AM, parcă așa, nu? Da. Egal.